Energia învins lejer Ciucul, iar Mediașul a pierdut la Constanța. Aceste două rezultate au adus din nou Energia la egalitate cu ultimul loc de play-off. Pentru elevii lui Nicolici abia de acum începe greul. Derby și compania trebuie să repare din ce au stricat în tur. Energia a pierdut atunci acasă cu Mediaș, Craiova, Cluj și Pitești. Dar avem o problemă. We have one problem because now reality we have two win minus. Dar este realitatea că avem două victorii în minus. Trebuie să ne gândim la fiecare meci în parte că undeva trebuie să le găsim acele două victorii care le avem în minus. Jucătorii și-au fixat deja ca obiectiv play-off-ul. Ultimul sosit, Jay Wisek, spune că numai la asta se gândește și nu la recordurile pe plan personal. Wisek a fost cel mai bun marcator al campionatului în sezonul trecut cu o medie de 24 de puncte pe meci. În prima partidă la Târgu Jiu, Wisek a înscris 18 puncte. So whatever I have to do first to win, that's what I'm going to do. Scopul principal lui în acest sezon este să ne ajute să intrăm în play-off. Dacă trebuie să înscrie, să dea asistul sau să se apere, nu contează. În primul rând, echipa trebuie să câștige și va face tot ceea ce depinde de el ca echipa să câștige. Energia încearcă o primă victorie surpriză sâmbătă la Timișoara. I'm optimist, really. Every game for us is now qualification games. Pentru noi fiecare meci de acum este un meci de calificare. Jucăm la Timișoara, o echipă foarte bună care vrea să fie campioana României, cu jucători foarte buni, vor să câștige și Cupa României, însă victoria de astăzi pentru jucători a fost un imbold de încredere și astfel dumnealui este optimist pentru meciul de la Timișoara. După deplasarea de la Timișoara, Gorjeni joacă acasă cu Aseso Ploiești.